Valerius Gonea l-a uitat pe Mihai Viteazu și a intrat în pielea lui Zoro. Președintele Camerei Deputaților trăiește într-un adevărat bal mascat, spune președintele PSD Liviu Dragnea, care l-a și ironizat ulterior, spunând că nu e de joacă cu un astfel de personaj. Partidul Social Democrat vrea să îl îndepărteze cât mai repede posibil pe Valerius Gonea de la șefia Camerei Deputaților. Reprezentanții partidului au depus o cerere la Comisia de Statut, prin care cer înlăturarea din funcție în baza unui articol din statutul parlamentarilor. În tot acest timp, Gonea contraatacă pe rețelele sociale. El a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj și o imagine în care apare purtând masca lui Zoro. E important să facem în viață ce considerăm necesar pentru victoria binelui, deci reforma rezistă, a scris Valerius Gonea pe Facebook. Postarea a fost văzută și de președintele PSD Liviu Dragnea, care l-a ironizat pe cel care nu demult se declara coleg cu Mihai Viteazu. Când eram în plen, câțiva colegi mi-au arătat și mie această postare. Sigur, toată lumea a râs. A fost Mihai Viteazu, acum a evoluat la Zoro. Se pare că, trecând prin antilope, se pare că el a fost tot timpul într-un bal mascat și n-am știut noi și probabil că nici n-am știut ce să ascundem mereu în spatele măștii. Mai mult, sincer, prea și n-aș vrea să comentez mai mult că s-ar putea ca mâine, poimâine să apară alt personaj. Schimbul de replici nu s-a oprit aici. Președintele Camerei Deputaților i-a transmis lui Dragnea că alegerile nu se câștigă astfel. Dacă asta crede domnia sa că este prioritar în campania electorală pentru candidații PSD, înseamnă că ironia și bășcălia sunt cele două subiecte cu care vom putea să câștigăm alegerile, a mai spus Valerius Gonea.